Salut, bă băieți, bine ați venit la un nou video. Astăzi facem un case opening de 200 de euro pe contul lui Toto cu Halloween eventul de pe Apex Legends. Avem aici 44 de cutii, dintre care 24 sunt de la event. Și da, cred că o să reușim să deschidem, ce să stea, bețe de jandarm al lui Lifeline. Și în vârf, așa că vedeți, da, în vârf, stai, așa. În vârf are un efect gen de electricitate. Zici că-s bețele lui Watson. Interesant, interesant. Oricum arată bine, n-au ce zice. Poți să iei cutii cu crafting metals? Sau, nu, cred că doar skin-ul poți să-l iei cu crafting metals. Dude, asta e super tare că poți să iei cu crafting metals, gen. Ok, păi hai să ne uităm așa, scurt, despre ce skin-uri e vorba, ce ar putea să ne pice. Mie îmi place super mult skin-ul ăsta pe Triple Take, deși, sincer, nu cred că l-aș schimba cu skin-ul care a fost în sezonul trecut, mi se pare, nu sunt sigur. Oricum, a fost la un event ceva. Ori în primul sezon la eventul de final, ori în al doilea sezon la eventul de final. Oricum, a fost mie mi se pare un skin foarte fain pe Triple Take, nu l-aș schimba cu ăsta. În schimb, ăsta pe cripto e super, super tare. Mi-a duce așa un pic de stilul ăsta de Dracula cu gulerul lui și cu îmbrăcămintea în stilul ăla. Nu știu că sunt, cred că sunt inspirat din treaba asta. Ar fi fost tare să vezi așa ceva Dracula sau undeva scris, știi? Și ăsta e tare, nu zic nu. Interesant. Interesant. Da, nu joc eu. Oh, man, asta e genial. Ăsta l-aș pune. Ăsta l-aș pune pe Havoc. Arată super tare, man. Și mi se pare că și un skin de genul ăsta pe Gibraltar ar fi un combo super fain. Și ăsta e tare. L-am văzut în LOL. Fii atent că e cu o mână așa schelet aici. Ce îi ține nu știu ce soluție dubioasă ce o duce la gât. Ok. Ce ăsta mastiv? Nu-mi dădeam seama, frate, ce armă e asta. Ce tare-i. Lol? Uite-te la chestia asta ce atârnă aici. Cum se bălângăne. Aoleu, oare se bălângăne așa și în meci? Lol. Și cum ar fi când tragi să se deschidă așa gura și să se închidă înapoi. Sunt chiar tari skin-urile. Și ăsta e drăguț, și ăsta e drăguț. Și pare să aibă un scop destul de ok prin care să vezi. Ok. Ok, interesant. Interesant. Place sticker-ul ăsta cu danger. Drăguț, drăguț. You chose the wrong. Mi se pare că l-au făcut așa de urât skin-ul ăsta pe Red. Gen, zici că e 100% copiat din jocul ăla, Witchit. Adică, nu știu de ce a jucat cu skin-ul ăsta în loc de multe alte skin-uri mai faine legendare pe Red. Aia vreau să zic. Mi s-a blocat jocul și îmi râde un Gibraltar în fundal. Cred că e un noroc faptul că mi s-a blocat jocul mai devreme. Hai să sperăm că o să fie cu noroc și o să pic ce lucruri super faine. Ok, guys, haideți să facem mare case opening acum. Let's go! Legendară și două epice. Ok. Oh, nice, nice. A picat asta pe Mastiff. E super tare asta pe Mastiff. Îmi place mult cum se balângă neomulețul ăla acolo. E super caterinca. Ok, nice. Hai să mergem pentru următoarea. Trei epice. Ok. Oh, nice, nice. Skin-ul ăsta pe Lifeline. Bă, nu știu, mie îmi place super mult cum arată ăsta. Nu știu dacă ar fi mai fain decât skin-ul legendar din Battle Pass-ul de sezonul ăsta.
Adică, nu știu dacă s-ar merita să-l schimbă ăsta în locul skin-ului ăla de demon sau cum o fi, de pe Lifeline. O să-l lăsăm așa momentan și poate dăm un match și cu... Wow! Nici nu-mi dădeam seama că e Charge Rifle, dude. Ce fain a făcut modelul pe ăsta. Ok, let's go! Ola... Ok, o legendară, nice. Am văzut ceva galben acolo și nu eram sigur. Bă, pică legendara sau nu, știi? Tot așa eram. drăguț, și ăsta numai ca... din câte țin eu minte, e destul de nașpa scope-ul pe care l-are. Ne-a picat ăsta pe... crypto. Ok, let's go. Legendara? Ok. Hai să vedem ce pică. Oh, nice. Asta e chiar tare. Asta e chiar tare. N-am ce zice. Super tare ăsta pe crypto. Ok. Fii atent, încă o legendară? Ah, nu. Bene, bene. Nice. O picat nebunia asta de pumpkin. Ok, două legendare din același pachet. Nice. Bă, sincer, mie nu-mi place așa mult ăsta. Nu o să-l pun. Dar ăsta? Banner pe cripto. Nici nu ce... înțelegem ce-i, frate. Am crezut că s-o buguie jocul cum arăta. Nu știu că e așa fain bannerul ăsta încât să fie legendar. Dar poate arată destul de fain când îl pui în combinație cu altceva. Cine știe? Deși nu cred că era banner, cred că era frame. Mă rog. Oh, super tare. Ăsta îmi place foarte mult. Îmi place super, super mult asta. Pentru o epică e genial. E cel mai fain skin pe Watson, după părerea mea. Legendară și două albastre. Ok. Oh, nice. Skin-ul ăsta pe Wingman. Drăguț, drăguț. Și mi se pare că s-ar vedea super fain din first person, așa când pui scopul. Let's go! O picat și ăsta. Nu știu neapărat dacă se merită. Gen. E așa și așa skin-ul ăsta. Hai să vedem următoarea. Bă, dar nu mai pică legendară? Ce s-a întâmplat? Am zis, e frumos skin-ul ăsta pe Peacekeeper, dar nu l-aș schimba cu cel de la Battle Pass, de la ultimul nivel. Ăla e cel mai fain skin pe Peacekeeper. Uite, încă o legendară. Nice. Chiar frumos skin-ul ăsta. Ce e asta? Interesant. Hai să vedem! No. Fără legendare azi. Drăguț, dar am zis să uite, de Battle Pass ăsta. E skin mult mai fain pe Longbow, de Battle Pass ăsta. Încă o legendară, nice. Oh, ăsta e genial, guys. Ăsta îmi place foarte, foarte mult skin-ul ăsta pe Havoc. Super tare făcut. Ești curios cum arată când se încarcă. Știți când se încarcă că face o anumită lumină acolo în vârf și ăsta vrea să imite o gură așa ruptă și ești foarte curios cum o să se vadă când face charge-ul ăla prin gura asta așa ruptă, așa de zombie. Interesant. Hai să vedem. Fără legendară cutia asta. 20 picat banner pose-ul ăsta super tare. Două legendare. Wow. Ok. Ăsta e super tare. Ăsta e chiar super tare. E cel mai fain skin pe Prowler după părerea mea. Ok. Interesant. Interesant. Frumos skin pe Mirage. Haide! Și? Ok.
O picat și pe și ăsta. Fantomiță. Dinozaur costumat în fantomiță. Sau e monstru din Loch Ness? Cred că e monstru din Loch Ness. Interesant. Drăguț, drăguț. Chiar îmi place super mult skinul ăsta pe Flatline. Chiar îmi place super mult skinul ăsta pe Flatline. Nu știu, îmi place așa că e animat și culoarea lui e foarte tare. L-a jucat, cred că. Cred că skinul ăsta l-a jucat cel mai mult dintre toate. Cred că e preferatul meu pe Flatline. Legendară. Hai să vedem. Ok. Interesantă legendara asta. Drăguț cum e căptușit așa, uite și la gât. Ok. Încă o legendară. Repet, nu mi se pare că se merită să iei skin-ul ăsta, doar dacă ești fan jocul ăla Witcher. Că zici că-i copie unul la unul la modelul din de vrăjitoare din Witcher. În rest, skin-uri mult mai faine pe Red. Da, nu, e opinia mea. Încă o legendară. Drăguț, drăguț, drăguț. Hai să-l punem. Deși, sincer, eu n-am jucat tot timpul cu ăsta. Adică e frumos, dar skin-ul de la eventul din primul sau al doilea sezon de pe Triple Day, care, după părerea mea, e și mai frumos față de ăsta. Nu mai știu, în primul sau al doilea sezon, dar a fost un scene super fain pe Triple Day. Ok. Skin legendar pe Crypto. Interesant. Interesant. Dar îmi place mult mai mult asta de la event. Skin-ul de pe Crypto. Ăla cu modelul copie după Dracula. Interesant făcut. Două legendare. Hai să vedem. Stai că nu mi-aduceam aminte dacă ăsta e un event sau nu. Da, e un event. Nice. De asta nu e un event, dar e super tare făcut. Nice, nice. Haide să vedem ce mai avem. Cred că am terminat toate legendarele. Interesant. Dar îmi place mai mult skin-ul din al doilea Battle Pass de pe Spitfire. Cred că din al doilea Battle Pass e. Ăla cu gura aia așa. Luați de aici, frate. Cuțit și pe Red. Și pe Bloodhound. Și acum și pe Lifeline. Nice! Nice! Nice, nice, nice. Da, deci asta vrea să reprezintă niște bețe de tobă, dar sincer mi se pare că aduce mai mult a bețe de la de jandarmă, sincer. Drăguțe. Uite, aici are butonul ăla pentru extensie, știi, să le lungești. No, man, astea-s bețe de jandarmă, jur. Adică exact alea au chestia asta aici și să le extinzi, știi? Îl apeși și dai drumul așa și se lungesc. Mamă, cum arată bețele astea! LOL! Ce tare! Ce tare! Ce tare, dude! De ce nu mi-a luat? Ok. Ce tare! Cum dădeam inspect? Penul? A, penul dau inspect. Stai. N-are animație de inspect?
Gen, uite, dacă dau pe ăsta, are. Dar pe bețe? Nimic. Ok, asta e dubios. Nu mă așteptam să nu aibă animație prin inspect. Foarte dubios. Gen, asta cred că e o eroare. Nu cred că chiar nu o să fie animații deloc. N-ai cum. Adică fiecare weapon din jocul ăsta are animație. Nu-mi pui fix pe unul atât de scump?